2 la 1 pentru Războinic, a câștigat Andrei în fața lui Ghiță. Acum fetele din nou la start, Emi și Carina. 3, 2, 1! Hai, Carina! Care dintre ele se va impune astăzi, de-a lungul competiției? Fiecare dintre ele a adus puncte importante echipei. Bravo, tare, tare, bravo! În același timp, pe această bârnă, bravo, prima care trece este Emi. Pare să aibă o viteză în plus față de Carina, dar să vedem până la final. Tamburul împing amândouă cu forță. Genul acesta de probă este proba preferată a celor două. Hai, hai, hai! Bravo, Emi, bravo! Să vedem acum la balans cum stau. Bravo, Emi, hai! Dă-i rău, 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 repede, repede, repede! Ajung fetele, dau din manivelă, multă forță. Iată, Emi este prima care termină. Și acum este pe vârta. Hai, hai! Bravo, băi, pe Tito! Calma acum, concentrează-te! Aruncă la țintă acum. Ratează ambele. Bravo, tot așa. Fiecare dintre ele a aruncat odată și au ratat. Este o minge în coș acum pentru Carina. Avantaj pentru Războinică. S-au dus să-și recupereze fetele mingile. Emi a ratat 3 din 3 până acum. Hai să vedem, din nou se concentrează Carina, aruncă prima, ratează. Emi acum a fost aproape să egaleze, dar nu. Iată ce lovitură norocoasă are Carina. A lovit panoul și până la urmă mingea a intrat în coș. Avantaj pentru Războinică de două mingi, o obține și pe a treia acum. Este punctul Carinei și este 3 la 1 pentru Războinici. Așa ai făcut. Haide, ăla-i stilul, ăla-i stilul. Hai, hai, haide, hai, hai. Războinicii! Bravo, pe unul ăla. În partea asta. Știi ce e de făcut? Care? Dacă ia acum asta cu tu și facem, face 3-2. O iei 3-1. 3-1? 3-1. Hai, ce energie! Haide, haide, haide! 2-1 și fai noștri! La 1 pentru Războinici. Avem la start ultimul duel al seriei, Asiana și Lola. 3, 2, 1. Primul obstacol în fața fetelor. Tare, Asi, bravo, Asi, tare! Împing cu forță țevile acelea și dărâmă cele trei totemuri. Bravo, Asi, bravo! Asiana, iată ce viteză are. Trece pe bârnă foarte, foarte ușor. Până la urmă, ani mulți de gimnastică se văd în astfel de situații. Împing tamburul cele două, în același timp cade. Hai să vedem cum se mișcă acum. Să împărtească manivela. Prima care termină este Lola. Dar și Asiana trece fără probleme. Ajung în același timp. Hai să vedem cum aruncă. Bună lovitura Asianei. Are o minge în coș Asiana. S-a dus acum să și le recupereze. Lola continuă să arunce. Egalează și Lola. Cu a treia minge a reușit o lovitură bună și este egalitate. Aruncă Asiana din nou. Avantaj pentru Asiana. Minge în coș pentru Asiana. Lola lovește inelul coșului și ratează acum, însă introduce mingea în coș. Egalitate între cele două. Care va reuși lovitura finală? Este 3 la 1 pentru Războinici, acum este 4 la 1 pentru că Lola câștigă în fața Asianei. Ați văzut că acum la ultima bilă pe care a avut-o Asiana, noi am agitat-o și s-a dus repede, se ia repede. Exact, asta trebuie făcut. Aici cu fantafiști chiar puțin agitat. Bravo! Nu, mersi, am, mersi. Bravo.
Bine, a fost perfect. Hai că am început bine. Hai, așa susținem până la final. Da. Hai, mergem până la capăt, mergem până la capăt. Normal, normal. Normal. Ne-am obișnuit cu traseul și acum e gata. Da, da, da. Exact, exact. Hai, Doamne. Hai, aici. Mie mi-e indiferent. Eu după ăla. Eu pe ăla și tu. Ok. Mie mi-e indiferent. Păi, la noi automat că e aia. Brus, dar sunt foarte tare. Nu mă tine. Cât o împingi? Începe seria a doua de dueluri, este 4-1 pentru războinici, iar acum la start sunt Cezar și Andrei. 3, 2, 1! A doua oară pe traseu cei doi, Andrei a reușit să-l învingă pe Ghiță, a adus un punct de echipă, Cezar însă a fost învins. Hai să vedem acum duelul, avans pentru războinic. Bravo, Andrei, bravo! Trage acum de-al doilea inel și îndreaptă. Bine! Hai! Bârna! Trece Andrei și de cilindru. La fel acum și Cezar. Are un obstacol în minus, Cezar. Acum ajunge la manivelă. Andrei trece pe ultima bârnă și se pregătește să arunce la țintă. Trei mingi, toate trei trebuie să intre pe rând în coș. Bună lovitura lui Andrei. E ieșit din prima. Egalează Cezar. Datează a doua lovitură Andrei. Iese a treia însă. Are două mingi în coș, Andrei. Două și Cezar. Mic avans pentru Andrei, ultima minge și a adus-o și aruncă acum, să vedem. E punctul lui Andrei. S-a concentrat, a reușit cu o secundă să-l lovească mai bine și este 5-1 pentru războinici. Hai să ne facem ultimele zile aici frumoase. Sabă, hai că e al nostru. Hai să ne facem frumoase ultimele zile. Hai Elena, haide! 3, 2, 1 și fai monștri! Hai, tot așa. Hai Elena! Războinici! Bă, nu ne intră la sfârșit, bă, nici cum, bă. O dat și aia ți-am zis. Un pic de zbâr. Lasă-mă, am greșit una aici, nebun. E vorba de șpir, nu e vorba de mână. O și am de mai înainte, o minge. Da, da. Am ratat-o pe prima. Lola! 5-1 pentru războinici, la start Elena și Lola. 3, 2, 1. Singurul punct al faimoșilor a fost adus de către Elena, la rândul ei și Lola a punctat. Să vedem duelul. Miza, prima imunitate a săptămânii. Și o petrecere la piscină. Așa că ar trebui toți concurenții să dea totul astăzi. Cade Elena, a alunecat. I s-a întâmplat asta și în duelul precedent. Are probleme acolo cu bârna Elena și iată cât timp a pierdut. Este în față Lola. Termină încă un obstacol în fața Elenei. Deja de la manivelă Lola. Bravo, bravo, hai! Iată, prima care va arunca la țintă, mai mult ca sigur, este Lola. Să vedem dacă Elena va reuși să recupereze cumva. Aruncă Lola, departe prima lovitură. Vine Elena și ratează. Minge în coș pentru Lola. Avantaj pentru războinică. Două mingi în coș pentru Lola, una pentru Elena. Te calmez. A punctat și Elena, dar s-ar putea să fie prea târziu. Hai să vedem acum. Lola aruncă la țintă, ratează, egalează Elena! Egalează Elena și a fost aproape să-i fure punctul Lolei, deși a avusese războinica mare avantaj. Lola din nou aruncă, ratează! Dacă ratezi la ultima minge, ai mult de alergat. Hai să vedem acum! Reușește Elena să obțină punctul! Două puncte pentru Elena astăzi deja și scorul este 5-2 pentru războinici.
Hai că mai 3 de intrat. Hai că mai 3 de intrat. Să facem 5-4. Aia zic, hai. Mă doare mușchiul ăla. Și când calc pe el, mă forțez, știi? Nu mai sa acum. Hai grijă să nu mai cazi. Asta e. Contează foarte bine. Ăsta le dă 3 din 3 din numai stresez. Da. Da, ce s-a întâmplat? Cât ți-a? Să împingi pe mijloc, cum a zis. Să împingi pe mijloc. Hai, 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 dură. Hai, Lola, ia mai, hai. Războainici! Am încercat să caut stabilitate și când... Pentru că îmi tremură gamba aici. Căpicul drept. Haide, 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 haide. Concentra și du-te mai repede pe traseu. 3, 2, 1 și fai moștri. Auzi, fii atent, Ghiță. Nu te mai uita la dreptul mașinii, dar nu te mai uita la dreptul. Ah, okay, ok. Bun, dă-i direct până în capăt. Tare, Ghiță, pe traseu. Hai să topește. Aha, aha. De-a scârții. Da, 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 am înțeles. Devine foarte grea. Da. Haide, haide, hai, fața aia. Dai repede din brațe și din picioare. Pe partea aia, perfect. A reușit Elena să reducă din diferență, scorul este acum 5-2 pentru echipa albastră, la start Ghiță și Emanuel. 3, 2, 1! Ghiță a doua oară pe traseu a fost însă învins de către Andrei prima oară, iar Emanuel este prima dată pe acest traseu, a fost lăsat în afara duelurilor în prima serie. Iată avans pentru Războinic, trage acum de inel pentru a îndrepta a doua bârnă. La fel și Ghiță. Tamburul împing cei doi, a recuperat Ghiță din distanță, continuă totuși să fie în față Războinicul. Dar aceste trepte agățate cu sfori, a vrut Ghiță să treacă direct, a uitat de manivelă și a pierdut timp un pic. Primul care aruncă la țintă este Emanuel. Să vedem cum o face. Ratează Emanuel, ratează și Ghiță. La fel, continuă să gateze cei doi, ba nu, Ghiță reușește să bage o minge în coș. Are doar una, Emi. S-au dus să-și recupereze mingile rămase. Două mai are Ghiță, trei Emanuel. Hai! O nouă serie de aruncări, ratează amândoi. Ratează în continuare Emanuel. Încă o minge în coș pentru Ghiță, aproape acum Emanuel a lovit însă inelul. Avantaj de două mingi pentru Ghiță, mai e nevoie de o singură lovitură bună ca să puncteze. Iată acum... Vine punctul lui Ghiță și este 5-3 pentru Războinici. Hai, de aici, de aici a venit. Tu, am văzut că țineam, dar e prea multă forță. Da. Trebuie cu simț. Poți să dai și cu forță, dar știi care e faza? Că, de exemplu, tu când ai dat-o pe aia, forța a trecut razant pe deasupra atâta. Am văzut. Dacă dai mai mult și de aici... Dacă vrei să dai cu forța aia, trebuie să o duci mult și numai și după aia, exact, să se ducă direct. Da, exact, exact. Îmi pinge până simți că dai în ala. 3, 2, 1 și faimoși! Ești blană pe traseu înainte, contează o minge enorm de mult. Exact, exact. Hai, Asiana, și Carina. Hai, hai, hai. Războinici! Iată două puncte obținute consecutiv de către faimoși. Scorul este acum 5-3 pentru Războinici, iar la start sunt Carina și Asiana. 3, 2, 1. Carina are un punct adus echipei deja. Asiana a fost învinsă însă de Lola prima dată pe traseu. Iată viteza Asianei deja consacrată. Când ajunge pe pârnă, Asiana aleargă pur și simplu. Are o stabilitate fenomenală. Și e prima care termină și obstacolul cu tamburul. Vine și Carina. Învârte puternic Asiana de manivelă. A terminat și acel obstacol. Iată-o pe pârnă în continuare. Ajunge la țintă, la ultimul obstacol. Carina este încă departe, ratează însă prima lovitură Asiana. Hai, Carina, probleme pentru Carina, a căzut de pe bârnă. Acum ajunge de-abia Carina la ultimul obstacol. Aruncă la țintă Carina să vedem, ratează prima lovitură.
Minge în coș pentru Carina, imediat vine și lovitura bună a Asianei. Este egalitate între cele două. A mai avut Asiana o lovitură aproape de punct, dar a lovit inelul. Iată, o reușește acum. Avantaj și din nou egalitate. Care va găuși lovitura finală? O singură minge le lipsește celor două. Au fost aproape amândouă. Este 5-3 pentru Război. Să vedem scorul acum. 6-3. Reușește Carina să îi smulgă punctul Asianei. Și e 6-3 pentru Războinici. Cât e scorul? 6-4. 6-3. Au punctat din nou Războinicii, este 6-3 pentru echipa albastră, iar acum avem la start ultimul duel al celei de-a doua serii, cele două M, Emi și Carmen Emanuela. 3, 2, 1! Niciuna dintre ele nu a adus puncte echipei până acum. Să vedem acest duel. Evident, una dintre ele va reuși primul ei punct. Avans pentru Războinică. Tare, hai! A căzut acolo Emi și trebuie să se întoarcă. Mare distanță căpătată acum de către Războinică în fața Faimoasei. Are un obstacol în față Carmen Emanuela față de Emi. Împinge tamburul de-abia acum Faimoasa. Iar Războinică a ajuns la manivelă. Hai! Ultima pârnă înainte de obstacolul final. Depășește fără probleme Războinică, alunecă la final însă. Aruncă până la urmă prima, de-abia acum vine și Emi. Ratează, lovește inelul Războinică. Cu o mână, Emi, cu o mână! Ratări de ambele părți, încă o dată lovește Carmen Emanuela inelul. Emi ratează și a două lovituri ratate de ambele părți. Minge în coș pentru Emi. Continuă Războinică să rateze. Are patru lovituri ratate și pe a cincea acum. Haide că n-are niciuna. Haide că n-a ratat. E nevoie de trei mingi în coș. Emi are două deja. Iată încă o lovitură bună. Hai să vedem și ultima lovitură. O nimerește și este punctul Faimoasei. 6-4 pentru Războinici. Bun, zic cum vrei. Mie noi alegem primul. Noi alegem, ia-ți-l tu. Ok. Și la mine să mă aleagă, nu mai contează. Ok, atunci vrei să iei tu pe Eva? Mai bine intri tu cu Lola, iau eu pe Eva, că tu iei punctul Lola, eu iau cu Eva și cu Carina. Sau așa? Eu am văzut să vină cu Lola. Nu contează, dar nu mai contează, dar de ce e free? E free. Și e runda a treia, free. Bine. Lasă pe Ema, la două puncte, lasă pe Ema, adică dacă se simte bine cu Ema și ok, ok. Trebuie să luăm, păi tu da, eu. Bine, hai. N-am trebuit, ești cum joc oricare. Dai mai încolo, dai din mână o ghidez, așa, că da, e ca o cârmă. Orice. Dacă vrei să dai mai în dreapta, dai așa, bum, mai, ușor mai în dreapta. Cine acum? Alegi noi. Facem din nou alegeri. Iarăși? Da. Și o să aleg pe ghiță. Dar nu e aleg, cred că e aleg. Ai aleg, da. Hai să-mi schimbă tot în joc aseară. O să iei, da. Eu pe Elena. Cum vreți? Ideea e că trebuie să intri pe finalul tău. Ești bine pe final. Cine alege? E aleg. Oricum s-ar putea să aleagă un băiat. O vedem. Deci dacă tu iei Emma, automat rămâne Lola, Asiana și Carina tu. Pentru că sigur Lola nu, o să vrea... Nu, e adevărat. Nu, Lola o să vrea să joace iar cu Asiana. Da, da, e logic, deja știu adversarii. Da, așa hai, jucăm mereu. Deci hai. Ești tu prima, că noi avem prima alegere. Noi suntem acum? Elen. Au ce dăm acum noi? Da, da. Cu Emma. Da. Dacă aleg fetele, ieșim și noi tot cu... Iau tu cu fetele. Că trebuie să alegi tu.
Păi dacă ești cu fete. Nu știu, cum oricum, vrei. Oricum, iar băieți, nu, să avem și noi totdeauna o lovitură.